fiu să te întâlnesc și astăzi vom face un merg. Cam așa. Și se deschide aici, cam asta, cred că e cura. Vreau să fie... Sunt răgușită de ideea. Vorbesc mai așa ciudat. Avem nevoie de lipici. Interes. Foarte că... O două tige flexibile și pe care o să le facem așa. Și încă una pe care o vom tăia în două și va, vor fi astea, cum zice, antene, nu. Și doi ochișori și două pufuri. Așa, două pufuri și doi ochișori. Ok, să începem. Deci întâi vom lua tijele flexibile. Le vom răsuci așa. Aceasta va fi cochilia. Poate auziți televizorul. Așa. Halara! Da, eu stric, îmi place să mă uit la eclatul. Țin cu faimoșii. Așa. Cam așa ne va ieși, le vom lipi. Dar nu acum. Ne va trebui o bucată de hârtie cu care vom face gura. Nu cred că am spus. Aici asta așa o să fie. Nu, asta toată. O să fie aici, vom lipi. Aici va fi capul. Aici cochilia și... Aici capul și aici cochilia vom face. Și acum îi vom face ochii. Voi lua carta asta, stai să văd. Da, cam asta ne ajunge. Îndoim în două. Și tăiem așa. Ok, și vom avea două egale. Acum luăm un puf și ochișorul. Pe ochișor deja eu am lipici. Pus, așa este ochișorul ăsta. Sunt care nu au din ăla. Luăm și celălalt puf și punem ochișorul. Hai. Și avem doi ochi, așa. Și acum le vom lua astea două. Și punem un pic pe ea. Și punem așa. Ca să stea așa. Așa. Cam așa. Și îndoim un pic aici ca să putem lipi pe ăsta. Așa facem și cu celălalt. Așa.
Acum vom lua asta și vom pune, îi vom face cochilia cu astea două. Întâi le lipim, le punem așa una lângă alta, nu le lipim. Și punem lipici pe hârtia asta. Eu mi-o mai tăi un pic să fie mai perfectă. Se aude acolo gălăgie că mami dă cu scătorul. Deci vom pune lipici pe asta, verde. Deci așa. Și pe asta vom pune așa. Cochilile, cochilia. Cam așa. Și vom lua și astea, ochișorii melcului. Pun un pic pauză. Ca să lipesc. Și i-am lipit și ochișorii. Iar ți-i lipit. Ok, și cam așa a ieșit. Ceva de genul ăsta, dar nu mi s-a lipit. Deci, cum s-o deslipit și uitați să dați multe like-uri și să vă abonați la canalul meu. Pa!